Că mai are aici atmosferă de party, ce petrecere se poate ține fără un mic challenge sau un concurs? Eu nu te aud și dacă nu te aud nu pot să câștig la acest concurs. Citește-mi pe buze. Sau dacă nu mă auzi, caută-mă în mare. Caută-mă tu prin piscină, te rog. Simte-mă în nisip. Bum, am ajuns să citesc din Joe. E bine, dragile mele, am câteva întrebări pentru voi. Rând pe rând veți răspunde la ele. O să înceapă Aniri, că m-aș supărat acum jumătate de oră. Și dacă... bine, poate e supărăcios, ești. Dacă răspundeți corect, rămâneți pe loc. Dacă răspundeți greșit, trebuie să faceți un pas în spate. Vă spun din start, întrebările sunt făcute de colegul nostru Cătălin, clasa 5-a. Și care este un tocilar, pasionat de muzică și geografie. La jumate din ele nici eu nu știu răspunsul de a înfișe ca să par deștept la televizor. Atenție mare! Aniri, unul din cele mai cochete parcuri din capitală, Ioanid, a fost redenumit în 2003 după un faimos muzician. Marius Moga sau Ion Voicu? Niciunul. Parcul Marius Moga. Evident Ion Voicu. Fă un pas în spate, te rog. E un test grilă cu o variantă de răspuns. Jo! Hai că te pricepi. Scaunul, cunoscut și sub denumirea de capră, este parte componentă a cărui instrument muzical? Vioară sau cimpoi? Scaunul sau capra? E pe vioară sau pe cimpoi? Capra, pe vioară. Foarte bine! A venit și Oație aici, care se și pricepe. Bun! Diana, una din clădirile simbol ale Bucureștiului, a fost ridicată la sfârșitul secolului trecut din donații publice în urma campaniei Un leu pentru Ateneu sau Dă un ban, nu fi țăran. Foarte bine, elevul Cătălin. Deci s-au strâns bani pentru o clădire. Campania se chema Dați un leu pentru Ateneu sau Dă un ban, nu fi țăran. Un leu pentru Ateneu, bănuiesc. Foarte bine, rămâi pe loc. Aniri. Pe numele său real, Ion Dumitrache, acest vestit interpret de muzică lăutărească și-a luat numele de scenă. Nuțu Piteșteanu sau Nelu Ploieșteanu? Nelu Ploieșteanu, bănuiesc. Foarte bine, rămâi pe loc. Joe, unul din cele mai cunoscute șlagere românești din toate timpurile poartă numele cărei legendare frumuseți interbelice? Mița, Biciclista sau Zaraza? Zaraza. Foarte bine, ce, come on, ce e asta, come on, te, come on. A cui a fost, a cui, întrebare suplimentară. Cine din echipa Viața spune de 84 de ori pe zi, come on? Tipul ăla mic și negru, nu mai știu cum. Diana Stejereanu. Come on! Come on, guys! Come on! Bă, mergem în vamă să ne facem praf toți. Come on! Și Diana, come on! Come on, guys! Mergem mai departe. Come on! Depinde și intonat. Come on! Unde suntem, la Joe, nu? Nu, tocmai am răspuns corect. Tocmai mai rămân un pic pe loc. Să nu bagi întrebări de la tine din burză. Apropo de bicicliști, Diana Stejereanu, cum se numește bicicleta cu două șei? Tandem sau drezină? Tandem. Foarte bine, rămâi pe loc. Aniri. Aplaudați corect de bine. Ce stat european are mai mulți artiști în orchestra națională decât soldați? Rusia sau Monaco? Rusia. Foarte bine, răspuns real, Monaco, mai fă un pas. Păi tu îți dai seama cât soldați are Rusia? Unde ar încăpea să cânte atâția artiști? Foarte bine, mamă. Ți-am zis să nu super prezentatorii. Mergem mai departe, cred că e ultimul rând. Joe, ai costum de baie pe tine? Nu. No. Și dacă e să sari, trebuie să sari așa. Asta e, seama. Asta e. Și eu la fel, dacă e să sari tot așa, în bocanci. Mamă, trebuie să fac masa grefic. Te neci cu ăștia. Mi-am luat ancora cu mine. Ciment! Dacă tot vorbim de Vatican, dacă are legătura, mă rog, Papa Francisc, care ne-a vizitat de curând, a mărturisit că în tinerețe a lucrat ca bodyguard sau într-un club... Cum? Bodyguard sau balerin? Ce-a fost papa? Bodyguard sau balerin? Mamă,
Deci e sigur una din astea două? Da, da, da. Nu cred. Ba da. Bodyguard. A fost bodyguard, foarte bine. Și a fost foarte sincer în interviu. Apropo de balerini, cum se numește Diana, cel mai cunoscut balet din istorie compus de Piotr Ilici Tchaikovsky, Lacul Lebedelor sau Bâlea Lac? Lacul Lebedelor. Hai bă, Cătălin, tu ai ceva cu anirii. La Bâlea Lac. Vin toate întrebările cele mai grele. Le-ai ales tu special. O să faci hop în lac. Chiar mă întreb de ce-ți vin ție toate întrebările. Hai să-ți dau una ușoară. La Bâlea Lac se ridică în fiecare iarnă o rezervație temporară de pinguini sau un hotel de gheață temporar? Hotel de gheață temporar. Foarte bine, mai stai un rând. Joe, completează versurile. La circ în Târgul Moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador, cum se numea? Apolodor. Bravo! Diana Stejereanu, cum se numește delicatesa culinară vegetariană care trebuie vânată cu ajutorul unui porc dresat? Trufe. Trufă, foarte bine! Hai să nu-ți mai dau întrebare grea, mă uit la una foarte ușoară, fii atent. Nu zici că avem ceva cu tine, Anin. Oricum, fetele sunt ca și salvate, să zic, mai avem un rând de întrebări. Ai, de capul meu! Cel mai mic os din corpul uman se găsește în talpă sau în ureche? În ureche. Foarte bine, te-ai salvat. Ce erou de ficțiune Joe se balansează din liană în liană și este mereu însoțit de o maimuță? Cheetah, Rambo sau Tarzan? Din iarnă în iarnă? Din liană în liană. A, Tarzan. M-am speriat. Tu cum ești cântăreață? Că n-auzi nimic. Păi nu vorbești cum trebuie. Diana, ultima mână. Pentru ce este cunoscut la nivel mondial inginerul român Henri Coandă? Pentru primul avion cu reacție sau pentru prima motocicletă cu ataș? Avion. Foarte bine. Fetelor, vă anunț oficial că v-ați salvat toate. Niciuna dintre voi nu intră la apă. Anirii, însă tu sigur ai pierdut concursul nostru. Felicitări. Mulțumesc și eu, te-ai descurcat de minune. Ea a făcut intenționat ca să mă salveze pe mine, să știi. Ce drăguță. Am rugat eu să mă lase pe mine să câștig. Mulțumesc. Mulțumesc. Diana de la Sport, prea deșteaptă, ieși afară. Ne căutăm de mâine, colegă pentru la Sport.